Deci eu de la început, că, asta regret că a dispărut dintre noi Florin Condrățeanu, un om deosebit, toată lumea îl lăuda, că, bine, și-au spus că a fost un intelectual de marcă și unul dintre cei mai mari ziariști ai noștri și că a ajutat pe toți. Nu, era un om deosebit, un om care am stat sute de ore cu el în emisiuni la Dan Diaconescu. Nu s-a certat niciodată cu nimeni, a avut mai vorbe bune și un om care, cum să vă spun, care, într-adevăr, cine a avut ideea cuticulor a fost genială, care iubea țara asta, iubea poporul român și a plecat prea devreme și, nu știu, așa, m-a dat peste cap, că nu mă așteptam să se întâmple chestia asta. Fusem cu el chiar cu o săptămână înainte într-o emisiune, am avut emisiuni deosebite cu el și oricum îmi pare rău și Dumnezeu să-l odihnească. Data viitoare o să renunț la toate aparatele astea imbecile care fac ăștia reclamă, că e netul, că-ți vine în gură, că-ți vine în cur, că m-am enervat, că-ți vine, că avem cel mai rapid net, avem cel mai... Dă-ți-vă în slobos cu neturile voastre, că dacă nu-mi cad în continuu, am 6 sisteme de net, nu merge niciunul și toți la reclamă, ei 3 metri, e 3 b, că-ți merge internetul în cur. Ați dreacu cu neturile voastre să fiți. Vorbeam cum fac ăștia cu litoralul acum, pentru că sunt complet idioți, adică te vor să distrugă ce mai bine. Bă, râdeam sigur ca prostul. În primul rând că nu le-a dat voie decât la întâi acum să pună cioșcule pe plajă, că vreau să spun beach bar, cum spun toți șmecherii. O mare imbecilitate. A doua, nu mai ai voie decât 6 mese pe la restul să pui pe plajă, pe lângă, adică să formeze cozi, o să fie o imbecilitate. Lasă-l, bă, bă, lasă-și, pună bimorul acolo, vrea 10 mese, el crede că îi vin clienții, lasă-l, bă, cum vrea. A pus, acum dacă stai în Mamaia, nu știu în restul, dar Mamaia dacă stai, te costă un milion și ceva, te costă parcarea pe zi. Păi te mai costă 500 de euro că ai parcat mașina, indiferent unde parchezi la hotel sau asta. Păi mai bine cu 500 de euro pleci afară, nu e decât să mai stai în jegul ăsta aici. Ce se întâmplă? Scoici ca la Malamut pe mare, pe plajă, adică e ceva ce este îngrozitor. Eu nu înțeleg de ce. Păi da, băi... Deci când apare unul nou, domne, era o vorbă la noi din Mostrămoș, schimbarea regelui bucuria nebunului. Într-adevăr, asta este, domne. Care vine cu o idee, mă. Și, dar niciunul n-a venit cu o idee bună. Toți care vin din ce în ce mai imbecili, bă, frate, bă. Eu nu înțeleg, vor să distrugă absolut totul. Pe cine dă 10 lei pe oră să parcheze mașina, mă? Dar unde ești? La Ritz? La unde ești? La Poarta Albă? Unde ești? Adică nu se poate, nu îi lasă să-și pună pe aia, amărâția închiriază plaja ca la Balamuc, dau un sac de bani, nu îi lasă. Acum le-a mărit plaja, nu îi lasă decât atât, după aia vin cu prosoape, după aia nu vin. Lasă-l, bă, să-și facă unde pună barurile pe plajă, dar de la prima sezon până acolo, în primul că mai poate să servească nimeni, că la trebuie să facă vreo câteva 10 km pe zi chelnerul ăla ca să meargă cu tava. Adică nu o să mai poate să se vrească pe plajă, o să vină tot și o să fie o coadă la că trebuie să bea un suc, o bere, o apă, că nu poate să bea la plajă de nebun să nu bea nimic. Adică suntem complex idios, bă, dar care vine unul, cum face o cretinitate? Poate să mă înjure ăștia, poate să mă pupe în cul, poate să-mi zic orice. Bă, mă, gavași gura voastră, când era mazăre, era, bă, totul aranjat. Adică ăla spunea, bă, până la întâi, mai să termină totul, nene. Toate construcțiile, toate aranjamentele, totul. După aia să dă drumul la litoral, nene. Lume, restaurante. A venit ăsta, dinainte primarul ăsta, altă cu altă idee. Dom'le, numai până la 11 restaurantele pe plajă. Păi lasă-mă, bă, cu muzică. Că erau barurile alea pe plajă care au tare de tot cu discoteci. Că oamenii vor să odihnească. Păi aia să odihnească, să meargă, bă, la Neptun, la Jupiter, sunt stațiuni de oameni de odihnă. Lasă-mă, mai acum a făcut ăla de distracție și pentru aia care nu vor să doarmă, nu? Ăia la Ibița, bă, fraierilor, ăia dorm. La Ibița dau și vomită pe stradă până la ora 5-6-7 dimineața. Nu faci acum sanatoriu din România. Ăla venise cu altă imbecilitate. Făgădăul ăsta, cum ne-a chemat. Ăla venise că n-ai voie să pui prelatele de altă culoare, toate maro, că cred că-i plăcuse nebasta culoarea maro. De cum să pun dacă Coca-Cola are roșu, dacă nu știu ce bere are verde, dacă ăla are așa, fiecare își pune, că ăla-i brandul care îl vezi, nu?
Acum a venit ăsta, a făcut varză litoralul, bă, varză l-a făcut, nene. Nu se poate, adică să nu-i lasă dea drumul, de asta a dat drumul la litoral. Eu a fost o lună jumătate în care lumea a stat și cu scoicile care sunt pe astea, nu știu eu, o demență totală, nene, o demență. La toate nivelele este o demență totală. Lumea bănuiește că, eu zic că este dirijată, nene. Ia urmăriți puțin, spitalele au luat foc pe capete. Au terminat cu focul cu spitale pentru că vor să le privatizeze, s-a terminat. Și banii noștri care îi dăm la pensie, care îi dăm la sănătate, se vor duce la șmecherile lor, la privați. Că care au făcut astea au spitale private, nu? Au luat foc. Acum nu mai au apă. În București și marele spitale nu mai au apă, au șobolani. Vine Clotilde Zlomo, amanda asta, le ia pasă la copii și nu lasă să facă copilul ăsta, spitalul de copii, care e cel mai tare și de sute de milioane pierdem. Să nu poată să-l facă. Astea toate. Acum au luat foc în Petromidia. Vor să o curețe și pe asta. Dau foc. Cum se poate, bă? Până acum nu explodea nimic, să strica nimic. Mă, mâncați așa. Adică l-au vindă și explodează toate. Iau foc toate, să ne înorucesc toate. Și vine Cățu și spune că avem nivel de creștere, nivelul de trai crescut. A scumpit gazul, a scumpit curentul, a scumpit absolut tot. S-a benzina, a scumpit-o. Unde avem creșterea? În gură, unde avem creșterea? Bă, nu se poate așa ceva, bă, suntem de o prostie ăștia din comun. Mă calcă asta cu litoralul, bă. Mai mergeam și eu, mergeam la Mamaia cu mare plăcere, cu mare, petreceam toată vara acolo, să te frece chiar în halul ăsta, mă, mâncați aș gura. Hai mai mări plașa, lasă-l pe ăla să-l ducă ăla mai aproape. Că dacă nu-l lași, dacă tu pui aici și are 500 de metri până la primul șezlong, dacă face la 10 cafele și 10 sucuri, a murit ăla pe plajă. A decedat mortal pe plajă. Nu se poate, asta este, suntem imbecili. N-avem ce face și foarte bine, mă, plângeau ăștia, să moară mama, plângeau ăștia acum că le-a tăiat curentul în București, că și Bavaria iau și le-a tăiat curentul. Și domne, că n-avem curent. Eu vreau să-i întreb ca reporter, bă, dar tu ai votat? Nu. N-au ieșit la vot, bă, n-ați ieșit la vot, au ieșit ăia care, fiecare partid, au de ăștia care sunt, zi, fideli, duri. Bă, ai votat? Nu. Păi dacă ăștia de acasă și-au votat din 30%, cât au votat și unul care a luat 4% din 30% te conduce, stai mă dracu și mai plânge, bă, nu mai plângeți, bă, stați, haliți, șobolani, fric, fără căldură, fără curent, fără totul, stați că așa vă trebuie, nene. Ia uite, bă, tot vă plângeți toți acum la televizor că ce face Câțu. Păi nu l-ați votat pe Câțu? Ce l-a votat mama de la Ghencea, pe Câțu, de la Cernica? Că dacă îl prind, ce să eu faci? Că era una, că îl prind, bă, Câțu, dacă îl prind, eu... Era să zic, acum ce faci? Dar n-avem voie, că trebuie să învățăm să ne urcăm pe YouTube-ul ăla, ca să putem să vorbim cu vreme. Da. Asta a fost... M-am enervat acum. Păi și care ieșiți în stradă, mânca faci gura, că toată lumea are lozinca asta pe de socializare, pe rețele de socializare și când trebuie să iasă, nu iese nimeni. Când i-au scos ăia, mai repede 1000 de ori. De bă, mă uitam acum, atenție, chiar mi-a dat foc personajul ăsta. Mă uitam acum cum i-a filmat pe ăștia de la, nu știu la ce, la PNL erau, cum spunea, du-te acolo, vezi că îi dăm 4000 ca să votez. Păi îți dau, dar du-te, că îți dau după, îți dau înainte. Deci plăteau voturile, bă. Dacă făcea PSD-ul treaba asta, erau câteva de miliarde de oameni în piață. Chiove și arestat 3/4 din PSD și era o campanie pe toate posturile, că să plătesc, că dau bani, că nu știu ce. Nu s-a întâmplat nimic. Ăla că intervenea la ministru să nu-i scoată pe aia, dacă era în partea alaltă, era în piață cu pancarde, cu lumânări, cu brichete. Bă, ia uite ce fac acum, toți halesc și stau, nene, nu zic un cuvânt. Păi stai mai filmat când plătește voturile, mă, mâncava-și gura voastră. Nu se întâmplă nimic. De ce? Că sunteți proști, bă, și v-a manipulat și ați ieșit ca găinile. Și acum arăbdă asta că ați ieșit ca găinile. Foarte bine vă face, bă. Ieșiți în stradă. Sabin, întreabă, de ce crezi că Iliescu nu a fost tras la răspundere pentru ce a făcut până acum și nici pentru ce a făcut tatălui tău? Nu este important ce a făcut tatălui meu, că astea sunt treburi ale familiei mele și familiei Iliescu, cum mi-a zis tata și la Revoluție, că treburile între noi și familia Ceaușescu sunt între noi și familia Ceaușescu.
nu vom da niciodată, nu vom face, adică astea treburile care au fost între noi și chestiile de familie nu se fac. Dar teoria mea și chestia care am spus-o tot timpul și o repet, normal trebuie să fie condamnat, nu Iliescu, toți care au făcut, pentru că dacă am mai spus într-o emisiune, că spuneau ăștia că trebuie să uităm, că trebuie să facem, că trebuie să nu știu ce. Normal este, urmăriți pe evrei, i-au urmărit pe ăștia de la care au făcut genocid în lagările de concentrare Auschwitz, nu le mai numărăm acum, i-au urmărit și i-au luat la 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani și i-au judecat. Pentru că important este să-l judeci indiferent de vârstă pe unul care a făcut ceva, pentru ca să vadă următorii că nu scapi. Indiferent cât o lungești, până la urmă nu scapi. Și este foarte important, pentru că dacă tu vezi atunci că ai scăpat, fac și alții același lucru și scapă. Nu. Trebuie să se ducă. Nu a fost un proces corect al Revoluției și vinovații, pentru că nu mai luăm de la început că nebunesc. Morții au fost mai mulți după căderea lui Nicolae Ceaușescu și nu mai avea nicio pârghie, era arestat, au fost morții care au făcut ei ca să pună mâna pe putere. E simplu ca bună ziua. Salut, Serghei, zici Florin Gio pe aia cu Malaxa. Cu Seifu? Da, domne. Fostul meu prieten Jean Maurer, care s-a dat disident după Revoluție, mare disident, foarte mare. Înțelegi, când a plecat, ca să o scurtesc, când a plecat o mătușă de-a lui care stătea pe primăveri în casa lui Malaxa, el a venit și a luat casa prin niște mandat mai important, prin niște manevre și niște chestii. Și după aia se plângea că a fost oropsit de Ceaușești. Și am vrut să spargem un perete acolo, să mutăm, să facem sufrageria mai mare. Și când am spart peretele, mâncava și limba voastră un seif cât un dulap era de mare. Și eu i-am spus, Jeane, stai două secunde, mă duc să iau aparatul de sudură, să fac, să vin, să vedem ce găsim acolo. Normal că ce să ascundă Malaxa în perete, nu ascundea vreo 2 kg de căcat și 1 kg de slobos. Erau bani, bănuiesc. Și Jean, care n-a avut ce face, i-a spus lui maică-sa, maică-sa i-a spus lui Renat Ceaușescu și a venit și eu veneam cu aparatul de sudură. Cu astea au luat seiful, m-au măscărit pe mine, că normal că imbecilul aude ce face, că nu știu ce și nu știu ce, și ne-a luat seiful. Hai noroc, Cipriane! Alo, bună seara, Serghei! Hai noroc, zi, tată! Te-am mai sunat săptămâna trecută și am auzit de la început. Am intrat unea mai târziu astăzi în legătură cu plajele din Constanța. Da. Tot ce au vrut ei să facă, au întrebat și patronatul, mă refer patronii de hotel, patronii de pensiuni sau tot ce au fost, mă refer cu lărgirea plajelor și ducerea strezilor dintr-o parte în alta, au fost întrebați? Păi ei întreabă pe cineva. Ei nu întreabă pe absolut nimeni. Ei fac numai ce vor în interesul lor și pentru a distruge ce mai era pe acolo. Asta e simplă povestea. De asta vreau să spun, pentru că anul ăsta, am mai spus săptămâna trecută, să locuiesc în Belgia, am fi vrut să venim încă o dată în țară, am fost în 2019, am vrut să venim, dar pentru că, într-adevăr, plăcerea românului, nu am nimic împotrivă cu nimeni absolut deloc. Chiar și plăcerea mea. Dacă nu stau la 10-20 metri de plajă să-mi beau o bere după ce fac un not sau ceva, nu mă sunt bine. E sigur că e normal. Pe asta contează foarte mult. Și l-au dus la 100 de metri. Păi acum ești la 300 de metri de Beach Bar. Dacă faci două drumuri, știu, ai terminat. Știu. Eu am doi copii mici și țin minte când am fost în 2019, era aproape de plajă, mă duceam și luam, iem tata aia, merge ăla cu porumbul lui, merge ăla cu înghețata lui, era cu totul altceva, era frumos. Fina mea, eu sunt din Belgia, din partea flamandă, ea este căsătorită cu un român și ea este flamand. Ei au plăcut, uite domnule, bine, faci, cu tare, era ceva frumos. Acum unde să mă duc la 400 de metri, dar ce fac? Fac fotbal până acolo ca să mă duc să stai, na. Și da, renunț anul ăsta ca să mai vin în România. Și știi care e nenorocirea? Că restaurantele au rămas la câteva sute de metri de loc, așa? Stăteai pe plajă... Restaurantul, patronul de restaurant, pierde și el, pentru că el nu poate să aibă clienți. Pentru că eu dacă vin și vreau să-mi iau masa,
cu iubita, cu soția, cu cine mi-au eu. Eu trebuie să văd marea, să aud valurile, să aud chestiile astea, dulcegările. Fii atent că înainte aveai restauratul și aveai la 2 metri, 3 metri de tine, care erau, erau pe plajă, care aveai scaunul cu toate lucrurile. Acum trebuie să scarg tot cu ce veni la plajă. Pentru că dacă îți lași la 300 de metri, nu mai vezi nimic, îți pleacă și șezlongul, îți pleacă și banii, și hainele, și totul. Păi tu poți să dai exemplu, cred că ai fost în Spania în anumite stațiuni și cred că poți să dai exemplu cam cum e ăla cu un restaurant pe plajă sau apartament aproape de plajă, să te duci, să-ți faci direct baia, să-ți faci toate șmecherile care vrei tu. Dar îți dai seama, ăia care erau cu hotelurile, care erau la mare, cum erau comandori și toate alea de acolo, stai pe balcon și la 30 de metri, 20 de metri, aveai plajă, o vedeai acum, stai pe balcon și vezi nisip, zici că ești în Sahara. E o imbecilitate, o tâmpenie. O creativitate. Îți mulțumesc, îți mulțumesc și încă, și încă ceva dacă se poate. Da. Ține-l mai mult pe Cristian Bitanov sau așa, Cristi Bitan. Pentru că omul ceala are tot timpul ceva de spus și am zis și în privat, băi, eu pe te-aș lua ca președinte. Are ceva de spus, mai multe vorbi decât aș spune eu sau altul. E părerea mea. Și mai este unul Nidu. Cum? Nidu? Nizo. A, Nizo, Nizo. Da, da, care nu-i apare Nizo, fața. Nizo și mai este și băiatul ăsta, Cristi Bitan. Băi, amândoi au la ei. Au la ei, au aici sus. Da, mersi. O și o întrebare mai personală, dacă se poate. Nu mai pot să întrebare, da. Pune. Este adevărat că Sergiu Nicolaescu a avut relații cu doamna Maurer, a doua doamna lui stimabilului Gheorghe Maurer? Dom'le, nu pot să știu ce era acolo, dar era o relație de prietenie foarte strânsă. Mulțumesc frumos, o seară bună în continuare. Nu e pentru ce, acum pa. Întrebări mai avem? Da, uite, te întreabă Smitia Septimie, dau că ai ceva amintit de la Cluj. De la Cluj am o singură amintire când... ne-am făcut de căcat la grădina botanică din Cluj. Eram pe timpuri când aveam părul ăla până aici, era vară, aveam pantaloni strâmbi și aveam cizme de piele până la genunchi, așa cu talpă groasă, că se purta cum erau aia, aba, maba, hapa, că n-am toți aia. Și am mers la grădina botanică acolo, ne-a dus unul și aveam ne-a dat un ghid, că dacă eram șmecher, ne-a dat un ghid. Și aveam un frate care era mai zbuciumat, mai mic așa. Lumea s-a strâns după noi, în jurul nostru, să vadă, ce vorbește la, dar să uita urât la mine. Că îți dai seama, mă vedeau, trebuie pe animalul ăsta, cu părul ăsta, pe timpul Ceaușescu, cu cizme, cu aveam pantalon în dungi, aveam o piatră la gât și se uitau foarte urât. Și la un dat acolo era un lac cu pești ăștia roșii, chinezești și astea. Și ghidul spune, uitați-vă ce pești frumoși, ce nu știu ce, ce nu știu ce, ce nu știu ce. Și când m-am dus eu ca bou cu prost să mă uit la pești, că nu mă interesau pești, dar mi-a arătat ăla spus și eu ca prost la pești, vine fratele meu pe la spate, bă, mâncați așa pe ăla. Și când îmi face vânt, zburam în aer și nu știam cum să mă prind, că mă făceam de căcat întregi și direct în apă până aici, până la brâu, bă, ăia să căcau pe ei de râs oamenii. Îți dai seama? Care aveau boală pe mine. Bine, au făcut rost de aftul în gură cu peruca lui și cu toate astea. Am ieșit acolo ud și stăteam de nervi. Ăla nu mai putea să vorbească de râd, ghidul ăla. Totul bufnea râsul. Și am ajuns undeva și am zis, uite, domnule, aici e un ufăr care ține nu știu câte sute de kilograme, câte nu știu ce, dar dacă le puneai. Și l-am întrebat la câte kilograme ține și am apăt fratele meu și când l-am înfipt, i-am rupt și eu la floarea. Și ne-a huidit ăia și am plecat din grădina botanică. Asta e amintirea mea din Cluj. M-am făcut de căcat și în Cluj, Napoca, Coites. Ce părere ai despre noua tulpină Delta? Este sau nu o mare mascaradă? Deci eu am spus de la prima tulpină că vor apărea tulpine până vor face ăștia miliarde. Bine, ați văzut cum fac acum, mă mâncava și gura voastră, că mă uitam azi la televizor. Acum vine tulpina, o altă imbecilitate, care nimeni nu o spune. Păi dacă noi ne așteptăm la tulpină, nu trebuie să facem spitalele. Ați văzut că au un spital, că l-au zucrit, că l-au pregătit pentru valul 4, nimic. Și când vor veni ăia, când va veni valul 4, o să zică, ne-a prins, ne-a pregătiți. Păi bă, dacă vine valul 4, apucați-vă mă de spitale, viața e dracu, să fiți de leprele, dracu.
una la mână, a doua, crezi că o sumă mare, ne facem al treilea vaccin, că nu mai ține. Deci au rămas cu vaccinele ca fraierii. Nu s-a vaccinat lumea cum s-au așteptat ei, că foarte mult nu s-au speriat, n-au pus botul la căcatul ăsta de vaccin și la toată tâmpenia asta. Și acum inventează valul 4 ca să facem încă un vaccin și un vaccin. Și vom face vaccine până o să-și facă ăștia suma de bani și noi ca proștii să stăm precum cobai. Salut, Sergei! Eu sunt speriat de corona. Eu sunt foarte speriat. Dar fă și o gaură ca să... Eu la mișto sau ești speriat? De corona. Eu nu mai sunt în frică. Sunt înfricoșat aici în cameră. Mă rog, da, lăsând circula o parte, vreau să mai menționez ceva în emisiunile cu Dan Diaconescu. Cea mai tare jmecherie era că erai singurul care în timpul emisiunii vorbea la telefon. Era o nebunie acolo, era ce trebuie, ci că da, sunt aici. Mă rog. A fost cele mai tare care au existat vreodată și... Cele mai tare. Și omul ăla a fost persecutat și este persecutat. Să oprești unui om dreptul de a vorbi în public este o acțiune demnă de Kim Jong-un. Absolut. Asta e părerea mea. Și părerea mea e la fel, plus că nu prea a fost dovedit cu nimic. Eu am fost la proces, adică noi stăteam în studio și el era acolo și plus toate dovezile și toate erau imbecilități. Că, dom'le, 3 plasme înseamnă 300 de mii. Păi demonstrează-mi, bă, că 3 plasme înseamnă 300 de mii. Dar l-au făcut pentru că s-a băgat în politică. Da, dacă l-au făcut, America nu avea treabă. Deci l-au făcut, iar poporul ăsta, care nu iese în stradă, îmi pare rău să spun asta, dar nu iese, un pic să opresc hota aici, că se aude rău. Deci poporul ăsta, din păcate, nu iese decât pe bani, nu iese pentru nicio cauză, decât pe bani. Chiar dacă mulți nu înțeleg că ies pe bani, în sensul că ei sunt victima unei propagande care costă foarte mult pe internet. Ei nu înțeleg că ieșirea lor costă sute de milioane în mesaje subliminale, din astea acum pe internet, adică ei zic, ce bă, că mie nu mi-a dat nimeni niciun bani. Păi nu, dar ca să ieși tu a cheltuit mulți bani ca să te îndoctrineze, ca să te prostească. Absolut, ca să... Absolut, da. Da. Vreau și eu să zic ce mă doare pe mine acum în sezonul estival de vară cu plajele. Toată lumea se plânge de plaje că s-au lățit. Eu văd următoarea treabă. Peste tot unde sunt plaje șmechere pe lumea asta, sunt late. În America mergi jumătate de oră până la apă și asta e un lucru bun. Da, dar ăia îi lasă să-și pună cârciuma aproape, să-și facă. Ăștia nu te mai lasă, ăștia te lasă unde aveai înainte. Asta e cealaltă durere a mea și am văzut că mulți au altă părere și vreau și eu să vin public cu o altă opinie și anume, eu sunt anti-șezlonguri și cârciumi pe plaje, nu au ce să caute. De ce? Peste tot în țările civilizate, în Grecia, în Spania, toate cârciumile sunt după linia plăjii, unde se termină plaja și în Bulgaria chiar, în Bulgaria, la Albena și la Nisipul, nu există. Și nu se la faleză, dar de la faleză până la mare faci 4 minute și cârciumile sunt în față. Înțelegi? Unde am văzut eu? Deci, da, zic. Păi nu zic, să aștept ca să sune om acolo, poate e urgent. Deci, eu nu sunt de acord cu plaja, cum o numesc eu, infestată de șezlonguri. Șezlongul trebuie în momentul în care mi-l închiriez de la operatorul economic, în momentul ăla îl ia din cum se numește când sunt puse unul pe how do you say in Romanian when you acolo pe stivă. Sunt pe stivă, pe stivă, mersi. Deci, în momentul când l-am închiriat și am plătit, se ia șezlongul din stivă și se pune pe nisip. Eu așa am văzut și n-am venit acum de la poplaca, a umblat și eu. Ascultă-și pe mine. În Grecia, ai restaurantul, ai coborât, e plaja, ai șezlongurile restaurantului care nu te mai costă și sunt puse tot timpul. Corect, și ai mare corect. Aproape. Da, dar la noi nu te poate, pentru că acolo nu este. La noi plaja ți-o închiriază Apele Române, care nu are legătură cu restaurantul sau cu hotelul, și tu trebuie să dai 25 de mii de euro pe alea și trebuie să scoți banii. Adică nu este o chestie gândită, cum să spun, unitar.
Bun, evident, ca orice lucru la noi, e făcut aiurea. Pentru mine, cea mai mare dovadă că nu e în regulă cu șezlongurile care să umple plaja este că Uniunea Europeană, care o avea și multe bube, dar și multe lucruri corecte care vin de acolo, toate plajele făcute pe fonduri europene, nu ai voie să pui șezlonguri pe ele. De ce? Ia-ți nebuni? Dar afară nu ai șezlong în toată, toată Uniunea Europeană? Cum nu se are șezlong? Nu sunt la meu poze. Nu avea șezlong, avea plaja de la hotel în bonul hotelului și aveam șezlong și toate alea. Eu ce am văzut? Că faci o greșeală. Există o zonă la fiecare mare oraș care sunt, care asta, cum era și la Nisa și la astea, în care vin, nu aia care vin de la hotel, că aia n-au voie să vină pe plaja hotelului, da, și alea, da, care sunt închiriată, și este locul unde vine toată, toată lumea publică și își pune ce vrea. Și nu au ce zonă acolo cu cerceaful. Dar la care ai hotelul, uite-te și în Italia și peste tot, ai, spune, la plaja ai hotel cu cabină din aia cu aia care îți intră în prețul camerii. Da, da, tocmai de-aia am sunat ca să dezbatem, adică nu zic că am eu dreptate, dar zic să dezbatem, cum am, mi-am dat și o părere. Și la noi ar trebui să facă o parte de plaje, adică să fie, da, la începutul Constanța asta, unde plaja orașului cum a venit, unde nu te costă nimic să spui nimic. Corect. Și la plaja hotelului, și la asta ar trebui să fie hotelul, să dea plaja hotelului și în camera de hotel să-ți dea șezongul. Corect. Adică nu. Cum e afară? Corect. Nu să vină prietenii primăriei care n-au nicio treabă cu turismul să ia plăji, să dea la hoteluri, exact, aia da. Exact, pe asta fac la noi. La noi este un amalgam, da, o dependată, o treabă și... Sunt prea multe, adică, de exemplu, în Mamaia nu mai ai loc, lasă 2 metri undeva, în rest totul. Acum, noroc cu plaja asta lățită, că nu mai au voie să le pună. Dar în rest, în Mamaia, de unde începea de la Hotel Park și până la Enigma, nu mai era un milimetru de nisip liber, ca să zic așa. Nu. La plajă, în față, la astea, aveai primele 3 rânduri de la mare, aveai cu scaune și după aia, până la Bijbar sau în partea dreaptă sau stângă, aveai de 6 metri, 7 metri, la absolut toate plajele, la liber cu prosopul. Și ei băgau șezlongurile. Eu m-am plimbat pe malul apei și a trebuit să intru cu bine. Eram la plajă. Am intrat cu picioarele în apă pentru că șezlongurile veneau în apă un pic. Mai ales în Mamaia. Le muta lumea. Dar la fiecare plajă în Mamaia era obligat să aibă nu știu câte sute de metri pentru liber cu prosopul. Bun. Și bucățile alea mici pe care le lăsau, le lăsau în spate. Pe când ar fi trebuit să fie așa. E culoare între fiecare are plaja lui, dar culoarea are 20 de metri lățime și până la mare, adică nu puteau să facă. Stai 2 secunde. Culoarea era de 5 metri. Mă rog, fiecare cu stai 2 secunde. Sunt în emisiune, vorbim cu Cora. Știu. Ți-am spus, pa. Pa, da. Da, pa. Așa. Da, asta da. Era. Am da, fiecare cu părerea lui, dar eu evident că nu are au lăsat prosoapele. Dar îți mai spun o chestie, de ce nu sunt de acord să lase prosoapele. Păi, uite că îți dau ultimul exemplu și să mai spun ceva. De în zona cea mai tare a noastră, în față la Hotel Rex, care e zona cea mai tare, că sunt niște apartamente de 700.000. Așa, între aia plajă. Și eu am așa. Au lăsat zonă de cerceafuri și erau numai oameni care făceau baie îmbrăcați, care se spălau cu săpun, care se spălau copiii în apă și nu mai spun ce se întâmplă. Erau câțiva de etnie romă care intraseră cu fustele și cu alea. Noi nu avem niciodată care afară, tată. Și la noi poliția nu există pe plajă. E ultimul lucru care zic și după aia așa. Loc, că vorbim de Rex. Eu cunosc zona aia perfect, acolo am copilărit. Lângă Rex unde sunt blocurile alea de lux, acolo erau două terenuri de basket și niște sălci din alea cu fructe de alea dulci. Așa, unde stătea lumea la sunt niște fructe mici așa dulci care făceau sălcile alea acolo, așa cu acolo s-au construit blocurile alea pe plaje, eu sincer pe alea aș dărâma. Mâine, alea sunt abuzive
1000%. Nu se poate așa ceva. Acolo era teren de bancă. Da, dreptate. Sunt, într-adevăr, aici nici eu nu sunt de acord, pentru că s-au construit o parte, da, o parte nu. Dar nu există lege, domnule. Și dacă nu e lege, atunci fiecare face. Da, da, e haos la noi. Ce să mai e? Un haos de la președinte până la ultima chestie. Tot e un haos în România. Ăsta este... Mi-aduc aminte că eram mic și mă duceam acolo, băteam mingea la terenul de basket. N-aveam minge de basket, era minge de fotbal, dar jucam basket acolo lângă Rex cu mingea de fotbal. Și după aia stăteam la plajă până la 11 și între 11 și 2, când bătea soarele, stăteam sub sălcile alea la umbră. Era superb, că nu se compară umbra de copac cu umbra de umbrelă. Și stăteam la copac și pac la 2-3, iar ieșeam la soare, că eu acolo făceam de când mă știu plajă. Bine, mersi. Sănătate multă, sănătate. Pa, mersi. Pa.